Următoarea invitată este un om în adevăratul sens al cuvântului. Un suflet ce are grijă de alte suflete, atât fizic cât și spiritual. Fizic pentru că ne face bine, ne tratează ca medic, și spiritual pentru că este un artist iubit, un pictor extraordinar, un scriitor deosebit și un creator de folclor armonesc. Ziua pe scenă, noaptea în gard alături de pacienți. Doamnelor și domnilor, doctor Corina Elena Badea, sau așa cum o știm mulți, Corina Elena Divrearii, alături de domnia sa, la Buzuchea, Cătălin Berciu. Bună seara! Vreau să mulțumesc pentru această onoare pe care, sau care mi se face destul de frecvent, de a participa cu drag pentru o cauză nobilă, pentru că în educația mea și a colegilor mei de braslă, noblețea este o țintă și sperăm să ne ajute Dumnezeu ca toată viața să păstrăm drumul drept și să fim aproape de inimile dumneavoastră la rău, dar și la bine. Vreau să prezint acum pe maestrul Cătălin Berciu, alături de care vă vom prezenta două melodii. Dumneavoastră mă știți ca repertoriu privind muzica armonească. Eu am compus multe melodii și îmi place să mă numesc compozitor, poet, așa, nu profesionist. Însă, în seara asta, vom avea și o surpriză pentru dumneavoastră și sper să prindă bine, să dea bine la acest spectacol, pentru că mă mândresc că neamul meu, în afară că mama a fost armâncă macedoneancă, bunicul meu din partea tatălui era hahol ucrainean. Și mă mândresc și cu acest lucru. Sper să fac cinste celor înaintașilor mei. Dumnezeu să ne ajute! Vă las în continuare cu Camelia Bistu și apoi pe câștigătorul trofeului Mica Rândunică de la București, Călin Paraschiv. Tu te zboară.